De multe ori auzim de la unii că trăiesc într-o zonă în care le este frică să iasă afară după ce se lasă întunericul. Iată că din 400 de orașe europene, la capitolul siguranței, Chișinăul se poziționează pe locul 194, ceea ce ar însemna că nivelul de securitate este relativ mediu. În acest context a fost realizat un studiu cu scopul de a identifica vulnerabilitățile capitalei, printre care insuficiența corpurilor de iluminat stradal și a camerelor de supraveghere. Despre alte probleme existente și cum putem face Chișinăul mai sigur, aflăm în continuare de la autorul Ion Gulei, ofițer principal în cadrul Inspectoratului de Management Operațional al MAI. Bine ați venit! Bună ziua și mă bucur că societatea este în continuare interesată de problema siguranței în municipiul Chișinău și vă mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat la acest eveniment. Cu drag, e o problemă importantă atunci când vorbim despre siguranța cetățenilor și a oamenilor de fapt de rând. Vreau să vă întreb, în baza căror criterii este stabilit cea mai sigură țară sau cel mai sigur loc de trai pentru cetățenii respectivi? Dacă analizăm per global, atunci criteriile care favorizează siguranța într-o țară și într-un oraș, ele sunt distincte. Drept exemplu, criteriile care influențează o țară sunt dacă este mai mult supusă unor dezastre naturale, dacă este în stare de război sau în stare de pace, dacă rata criminalității este mai mică sau mai mare și în același timp foarte mult contează poziția geografică. Drept exemplu, am putea lua Islanda, care știm de 11 ani își păstrează întâietatea. Deci este o insulă, nu are vecini, nu este posibilă săvârșirea infracțiunilor transfrontaliere. Pe urmare, vă dați seama, polițiștii se plimbă neînarmați, oamenii își lasă casele deschise, mașinile deschise. Cred că este un lucru ideal, perfect, care ar fi posibil în viitor să fie și în Chișinău sau chiar și în Moldova, să sperăm. Domnule Gulei, trebuie să recunosc că e un vis frumos deocamdată pentru Republica Moldova, ținând cont de faptul că am mai pierdut ultimii ani câteva poziții. Totuși, vom ajunge la acest aspect. Până atunci, vreau să vă întreb, câte infracțiuni au fost înregistrate în ultimele 12 luni de ne-am poziționat tocmai pe 194? Dacă ne axăm inclusiv pe datele care le-am segregat în studiu, am abordat nimlocit infracțiunile săvârșite în Chișinău, dar în același timp le-am analizat și cele săvârșite la nivel de țară. Undeva 2017-2021 în Chișinău s-au săvârșit, adică nu doar în Chișinău, dar în locurile publice, pentru că aceasta este problema de bază, infracțiunile în locurile publice. În Chișinău s-au săvârșit în mediu de 19.256 de infracțiuni, anume pe locuri publice, dar pentru anul 2021 raportul de activitate a poliției conține undeva 13-14.000 de infracțiuni. Adică dintre care 31%, vă sigur, dați seama, aparține doar Chișinăului. Bine, e un decalaj în acest sens. Da, sigur. Totuși, analizând unele informații, în 2017, de exemplu, eram pe locul 178. În 2021 suntem pe 194. Cum explicăm acest decalaj? De ce? Pentru că avem statistici care, de regulă și după mine, ar trebui să ne poziționeze un pic mai sus. Da, aveți perfectă dreptate. Putem să analizăm acest subiect din două perspective. Sau alte țări, alte orașe au evoluat și stau deja mai bine la capitolul securitate și au implementat foarte multe măsuri de prevenire, de combatere și ne-au întrecut, să spunem așa, respectiv. Sau noi am stat pe loc. Noi, Chișinău, noi, Moldova, nu am soluționat problema infracțiunilor în locurile publice și datorită faptului că în continuare există infracțiuni, alte state, alte orașe ne întrec în clasamente referitor la siguranță. Care sunt acei factori care ne-ar face o țară mult mai sigură și Chișinăul, de fapt, un loc mult mai sigur pentru cetățeni? Dacă per țară măsurile sunt mult mai globale, mult mai pertinente de implementare, dar dacă analizăm cele menționate de către mine în studiu, am conchis că un concept care ar diminua cu 50% infracțiunile timp de un an în Chișinău este un sistem de supraveghere video a locurilor publice și un sistem de iluminat stradal modern. Noi la moment avem, dar cu părere de rău, el nu este funcțional și nu este repartizat eficient corpurile de iluminat stradal. Spre exemplu,
din analiză am stabilit că în Chișinău avem trei tipuri de corpuri de iluminat, obișnuite, econom și LED. LED la număr sunt foarte mici, sunt foarte puține, și, dar am constatat că ele sunt foarte eficiente, energetic, duc la, au aspecte pozitive în partea ce ține de ecologie, au un sistem de funcționare dimming care e posibil de utilizat, de manevrat, la distanță, luminozitatea mai mic, mai mare. Respectiv, în viziunea mea, ca inițial ar fi ok acest sistem de supraveghere video și de ilumina stradal, care va reprezenta în sine Safe City. Avem multe zone care sunt supravegheate video, totuși mă înregistrăm infracțiuni și în acele zone. Și, din păcate, trebuie să recunoaștem că și ziua în amiaza mare avem o rată a infracționalității destul de mare, ținând în calcul și faptul că zilele trecute chiar cineva și-a permis să tragă focuri de armă pneumatică într-o ambulanță. La nivel național, de exemplu, ar putea fi implementate anumite activități chiar din școală, de exemplu, sau campanii de informare care poate ar preveni rata infracționalității? Acest lucru la fel este posibil, doar că știm că această teorie sociologică care analizează comportamentul infracțional, că este doar un pas de a trece acest prag delicvențial, cu toate că consider că este mult mai abstract și mult mai complicat de a te lupta cu natura umană, cu... pentru că, în același timp, doctrina de specialitate menționează că oamenii săvârșesc infracțiuni din cauza că scopurile sunt contradictorii cu posibilitățile. Adică, având scop măreț, sublim, dar posibilități minime, ești nevoit să apelezi la minte pârghii, acțiuni care, până la urmă, să-ți atingi aceste scopuri. Dar consider că trebuie să pilotăm acest aspect ce ține de Safe City și ulterior vom vedea cât de frugifer este acest concept și consider că chiar vom diminua aceste infracțiuni, pentru că, dați seama, va fi efectuată companie masă referitor la că există camere video, diferite avertismente, o persoană care știe că obiectivul este monitorizat, supravegheat, la sigur nu va săvârși această infracțiune. Am înțeles. Vreau să revenim un pic la Chișinău, pentru că de cele mai dese ori, bine, atât la nivel de oameni simpli sunt legende, dar și la nivel de statistică despre unele sectoare care ar fi mai sigure pentru locuitori și mai puțin sigure. Care sunt acestea și care este decalajul și rata infracțiunii, dacă e să le luăm treptat pentru fiecare sector în parte? Deci, în cadrul studiului am abordat două aspecte, cum sunt iluminate sectoarele și care este rata infracționalității. Am stabilit că Botanica este cel mai bine iluminat, care conține cele mai multe corpuri de iluminat. Cel mai mic iluminat este sectorul Ciocana. La capitolul infracțiuni, cele mai multe infracțiuni are sectorul Centru, urmat de către sectorul Buicani. Respectiv, cele mai sigure sectoare este Botanica și Râșcani. Acest decalaj, rată, cred că se referă la faptul infrastructurii, cum este poziționată, și dislocarea oamenilor, pentru că, în esență, unde este mai multă activitate, acolo și se săvârșesc infracțiuni. Respectiv, dacă vor fi repartizate corpuri de iluminat proporțional, adică să nu le focalizăm doar acolo unde există infracțiuni, pentru că dacă aici vor exista corpuri, corpurile infracțiunilor vor fi săvârșite deja în altă parte. Respectiv, vom disloca camerele proporțional și respectiv și lumina va fi proporțională. Și atunci, cumva, infractorii vor fi speriați, în ciuda faptului că ultima vreme avem tot mai multă poliție pe drumuri și autoritățile de sus ne spun că e spre siguranța cetățenilor. Până la urmă, nu ar trebui să ne fie frică. Vreau să vă întreb și despre costuri, rapid, dacă ați putea să ne spuneți cam cât ne-ar costa implementarea unui astfel de proiect. Deci, am analizat per pași pentru instalarea inițială a 388 de camere video, ne va costa 30.600.000 de lei. Adică doar pentru achiziționare. Numărul este unul estimativ, la sigur vor fi nevoie de mai multe camere video, dar la etapa inițială cred că va fi ok. Referitor la corpuri de iluminat stradal, am calculat în jur de 1000 de corpuri de iluminat LED, ne va costa 2 milioane de lei doar pentru achiziționare. Pentru mentenanță, la sigur va fi nevoie de costuri suplimentare, care vor fi vărsate în bugetul administrației publice locale pentru mentenanța acestui sistem de iluminat stradal.
Bună idee și trebuie să recunosc că sunt sume mici. Astfel de sume sunt întreținute anumite obiecte din Republica Moldova. Vreau să mă opresc aici, să vă urez succes pe viitor și vă mulțumim pentru aceste informații. Sperăm că foarte curând se va ajunge și la faptul că va fi implementat acest proiect și vom deveni o țară cu o capitală cât se poate de sigură, chiar și mai sus de poziția 100. Vă mulțumesc frumos. Eu în continuare nu o să mă opresc aici doar după ce am elaborat studiul, dar după cum și am mai menționat, o să încercăm prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne să promovăm acest concept și guvernul să aprobe acest safe city și să-l implementăm, să-l pilotăm în Chișinău, ca ulterior să-l extindem în toată țara. Îi încurajăm pe cei de sus să implementeze astfel de proiecte spre siguranța cetățenilor și vă mulțumim pentru prezență. Toate bune! Frumos.